Hăți, cu bună dimineața, Jonuțule! Hăți, cu baza sportivă Steaua, după cum vedeți în stânga mea, Jonuțule, și mă minunam până să ajungem aici, de diferențele de drum. Au trecut, nu ca aproape, au trecut 2 ani în cap, Jonuțule, de când eu veneam la baza sportivă Steaua pentru a-mi face recuperarea la unul dintre cei mai buni, nu pot să le spun recuperatori, Jonuțule, unul dintre cei mai buni recuperatori fizici din țară. Sper că am zis-o bine, Jonuțule. În orice caz, este vorba despre Ovidiu Curti, cel care este preparatorul echipei FCSB, Jonuțule, că nu mai putem să-i spunem Steaua București acum din vari motive, și care a fost extrem de drăguț să mă primească și pe mine la antrenamentele pe care ieri le are dimineața, chiar aici, la baza sportivă FCSB. Uite ce frumos scrie, mă, mâncaua artata. Am ajuns la baza sportivă Steaua și uite ce frumos scrie în față, Jonule. Uitați-vă, bă, unde ne recuperăm, bă. Doamne ajută, ia stai așa să ajungem coli. Baza FCSB. Vreau să corie asta, că-mi place, asta trebuie să o vedem când o să mă uit peste 5 ani pe YouTube și o să am piciorul lui Iron Man, să zic, bă, ce mergeam la FCSB. La Nea Gigi, să trăiți, Nea Gigi, îl salutăm și pe domnul Meme, care de asemenea și-a dat acordul pentru ca eu să-mi fac recuperarea aici. Și iată că am vorbit cu Ovidiu la telefon și mi-a zis: bă, băiatule, tu cam lipsești de la antrenamentele de după recuperare. Și zic: aule, Ovidiule, adică ce? Adică urcă-te tu în mașină, ca să nu spun chiar mișcă-ți curul, cum mi-ar plăcea mie să zic, Jonuțule, și vino la bază pentru că vreau să-ți fac un test al piciorului. Evident, este vorba despre piciorul rupt și recuperat. Așa că astăzi suntem la baza sportivă Steaua, Jonuțule, iar Ovidiu Curti o să se ocupe de testarea capacităților piciorului stricat. În sensul că o să facem câteva teste cu aparatele pentru fotbaliști, Jonuțule, da. Așa m-am recuperat eu aici și o să vedem cam la ce nivel este piciorul după 2 ani de la operație, aproape 3 ani de la operație, doar 2 ani de la recuperare, pentru că trebuie să vă mărturisesc, Jonuțule. Uite aici, uite aici, în parcarea asta venea fratele vostru în fiecare dimineață, atunci când lucram la Capatos, n-am să uit niciodată, deci fiți atenți. Terminam munca la 1, adormeam pe la 2 și ceva. Și la 6 mă trezeam, fraților, deci nici 4 ore de somn, pentru că făceam vreo 2 ore până aici, întrucât drumul de pe Bercen nu era cum e acum. Am ajuns pe 4 benzi, pac, renovat totul, era o bandă, Jonuțule, se făcea o aglomerație din aia ala Mogoșoaia sau Domnește așa. De așteptai, desvenea acru până ajungeai la faimoasa sală. Uite aici a parcat fratele vostru și uite așa în cârje, că am venit în 2 cârje, am venit și într-o cârje și am și scăpat de cârje aici, Jonuțule. Sunt extrem de conectat emoțional de acest loc. Am deschis un pic trapa să ningă, că până la urmă, dacă vă tot bucurați toți, ninge, hai să vedeți voi cât de frumos e când ninge la sfârșit de martie, Jonuțule. Mergem în bază, uite-l pe Ovidiu cum ne salută, mergem în bază și revenim cu cel mai cool test, testul pe care îl fac toți fotbaliștii de la Steaua, Jonuțule, după ce suferă accidentări. Hai înăuntru, hăți! Băi, băiatule, ce emoții mă iau când mă apropii la ușa asta. Stai că-s fotbaliștii înăuntru, Jonuțule, să nu-i filmăm dacă nu-și doresc să fie filmați. Tagadam, gadam, gadam, aureu, l-a scăpat pe Cheluțu. Și am ajuns în baza faimosului Ovidiu Curti. Te pup, maestre, rămâna și bine te-am regăsit. Ți-am făcut un preambul superb. Jonuțule, ne schimbăm și ne apucăm de treabă. Începem treaba, mă, să mă schimb. Păi, Jonuțule, vă vine să credeți sau nu, mă urc din nou pe acest fotoliu, pe această masă care mi-a fost gazdă atâta timp. O, Doamne, și n-am venit cât trebuia să vin, Ovidiu știe, dar o lăsăm așa, bă. O lăsăm pe jumate să înceapă spectacolul. Deci, Jonuțule, obiectiv vorbind, ca să înțelegeți ce facem aici, întrucât vrem să arătăm asta și tuturor accidentaților, acum o să înceapă perimetrie musculară ca să știm exact diferențele de volum. Teoretic el e mai subțire de atât? Wow! Acum teoretic măsoară Ovidiu coapsele și credeam că o să-mi dau seama care-i pierderea. Dar înțeleg că piciorul e încă umflat, deci încă ne mințim, e mai subțire de atât. Dar se și vede diferența. Uitați, veniți să vedeți de sus de aici. Cum ăsta este un pic mai subțirel. Să o corectăm. Facem la fel ca și la altă. Să știi că mă chinui să o corectez. Da. Ideea de bază e așa. Avem două, acum o să mă exprim un pic plastic, să mă înțeleagă toată lumea. Sunt două mașini care au ambele 200 de cai putere. 200 de cai, 200 de cai. Corect. Asta are motor de 3 litri, asta are motor de 2 litri. Și automat, motorul care e mai mic va lucra mult mai forțat, exact, da, ca să reușească să ducă, să facă același travaliu ca și. Știi care e chestia cu care mă lupt tot timpul în sală, pentru că știu că eu sunt cu minte, da, și mă antrenez. Ăsta fiind de 2 litri, ăsta de 3 intră imediat să fure sarcina, știi? Da. Și mă chinui să din creier să-l fac pe ăsta să muncească. Asta se numește corticalizare. Corticalizare. Exact. Și tocmai de asta, o să ți arăt eu acum misiunea, o să facem niște, după ce ne terminăm testul și vedem exact diferențele care. Ăla e testul acolo, nu? Ăla e aparatul, fraților, când stăteam eu aici și
plângeam, alți fotbaliști plângeau acolo, n-am să uit niciodată. Acum luăm măsurătorile, Jonuțule, să vedem care sunt diferențele. Păi, Jonuțule, am terminat măsurătorile, iar diferențele sunt, Ovidiu, cum? Începem așa, odată parte de quadriceps, avem un deficit de 2 cm. 2 cm de la piciorul stâng la piciorul drept, diferență, fraților. Nenorocirea, în ghilimele, e faptul că vastul medial e mai mic de 2 cm. Adică să înțeleagă oamenii mușchiul lacrimă, da? Ăsta este mult mai mic față de dreptul. Ăla va trebui neapărat să-l creștem în volum și să-l potențăm ca și forță, că ăla e responsabil în stabilitatea piciorului. Ok, bun. Te mai întreb un lucru, pentru că știu că tu ești artist la toate astea. Când faci flexii, da? Pe care îl făceam foarte mult la tine cu greutăți ușoare. Dacă scoți vârfurile în exterior, intră mai mult ăsta, nu? Că eu fac asta la aparatul ăla. Da, păi după ce dăm test, la fel, acolo ne va arăta exact, deci aparatul ăla se numește dinamometru izotonic. Păi deci mi-o frică de aparatul ăla, când se puneau fotbaliștii pe el, ziceai că vrea să le rupă picioarele, Jonuțule, știi cum făceau, se țineau de ăla și dădeau, stai ușor că se rupe piciorul, mă, să nu rup piciorul. Ideea e că acolo se vede ce un efort maximal. Ideea e că acolo surprinde mușchiul două secvențe ale lui, respectiv forța în regim de explozie și forța în regim de rezistență. Ăsta e cel mai șmecher lucru la Ovidiu, Jonuțule, că nu este musai obligatoriu să fii aici, mai mult de atât circuitul este închis și e greu să ajungi să te poți recupera la Ovidiu, dar pentru că te poate ajuta cu o chestie de antrenamente de lungă durată, Jonuțule, îl puteți găsi ori pe Instagram Smart Rehab Ovidiu Curti sau mai nou înțeleg că și pe YouTube, big up și baftă multă, tot la fel Smart Rehab Ovidiu Curti, Jonuțule, o să găsiți și la mine pe Instagram și o să găsiți și pe YouTube fel de fel de sfaturi legate de accidentări, puteți să-l întrebați pe Ovidiu, bă, Jonuțule, băi, domnule Ovidiu, am pățit asta, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac, gândiți-vă că cei mai buni fotbaliști din România se recuperează la omul ăsta, Jonuțule, îi dăm cu biclă și revenim cu testul de rupere de picior. Bă, Jonuțule, dacă am înțeles bine, suntem pe eliptică, corect, domnule Ovidiu, și încercăm să o ținem într-o viteză de 7, tot așa facem un 5 minuțele, suntem încă la capitolul încălzire acum, Ovidiu, asta e încă încălzire, asta folosim pentru lubrifiere articulații. Lubrifiere articulaților, Jonuțule, după care revenim cu un antrenament extrem de bun pentru toți cei care au avut probleme la genunchi, Jonuțule. Între timp, Cheluțu încearcă și el să se reabiliteze, jucându-se cu o jucărie, ce va putea să joace, pe care, sincer, nu știu dacă avea voie să o strige sau nu, dar văd că Ovidiu este destul de fericit, așa că nu o să-l certăm prea tare pe Cheluțu. Bă, Jonuțule, una dintre informațiile extrem de prețioase, nu prețioasă, extrem de prețioase, este faptul că atunci când alergăm pe bandă, pune Ovidiu că am vrea să alergăm la o înclinație de 2, Jonuțule. De ce? Pentru că atunci când banda este la 0, corect? Noi practic urmăm banda. Banda ne imprimă ritmul nostru de alergare sau de mers. Ca să intre și mușchiul, mai în special gamba, în acțiune și toată catena posterioară, avem nevoie de înclinație minim 2. Și viteza 7? Ce? E un mediu, nu? Deci asta e mediu, e o alergare ușoară. Uite, acum el mă înțeapă un pic, să știi, ca idee. Știm, da? Călcă-i vârf, Jonuțule. Deci nu uitați, înclinație 2, viteză 7, spor! Că-s, Jonuțule, vă vine să credeți sau nu, ăsta este aparatul pe care se așezau toți fotbaliștii și eu de pe pătuțul meu de acolo râdeam cât se chinuiau. Iacă-tă că a ajuns și ziua mea, Jonuțule. Aici el ne întoarce niște cifre extrem de importante pe care Ovidiu le înțelege cel mai bine. Am făcut warm-up pentru piciorul drept pentru că mai întâi se testează piciorul sănătos pentru a avea niște referințe normale, zic din Ovidiu, da? Și acum începe testul propriu zis, Jonuțule. Uitați-vă la mine să vedeți cum o să fac apucatul. Când gata, poți să încep direct? Nu. Dai tu start, da? Sus piciorul. Așa, încet, da? Și când zic să cadă, lasă să cadă. Bun. Cade, lasă să cadă, bravo. Lasă-mă, bravo. Aici ține din forța musculară. Îl țin. Nu mișc deloc, te rog. 4 repetări, cât pot de tare sus, cât pot de tare jos. Cum încep prima, o termin pe ultima. Bagă, hai, sus, 3, tare. 2, 1, și merge, sus, și la fund, și la fund. Trage sus, trage jos. Bravo! Mamă, dar ce se ține, bă, băiatule, mi-e frică și groază de piciorul ăsta stâng, Doamne! Și asta am terminat testul la dreptul? Am terminat secvența explozivă. Urmează secvența rezistentă. Aoleu, noroc că e doamne aici cu noi. Ține-mă bine, doamne. Revenim. Bun. Jonuțule, a venit momentul adevărului să vedem dacă rămâne piciorul în regulă sau nu. Vă dați seama că e o glumă, Jonuțule. Aparatul ăsta înțeleg de la Ovidiu că este extrem de bine calibrat, astfel încât dacă simte că tu nu mai poți, el te lasă să nu-ți rupă piciorul. Dar îmi place și nouă să ne alintăm. Cheluțu, stai de aici, tati, să nu-ți dau mare picior când încep testul. Când ești gata. Pregătiți-vă, Jonuțule. Aici îl țin, nu mișcă. Îl țin. 20 de repetări, hai. 20 de repetări, cât de tare sus, cât de tare jos, mă încep prima, te cu ultima, bagă! Ha! Bravo, bravo, nu ai putut să stai 100 de newton, 102,
124, bravo, bravo, stare sus, stare jos, stare sus, stare jos, stare sus, stare jos, foarte bine, foarte bine, trage, 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 80, n-am lucrat sub 80, mai tare sus, mai tare sus, mai tare jos, mai tare sus, mai tare jos, bravo, bravo, bine, 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 excelent, încă 5, 4, trage, trage, nu te opri, nu te opri, încă 2, 1, pauză, bravo. Haide, viața vieților mele. Doamne Dumnezeule. Bravo, bravo, bravo. Dacă vrei să știi cum să transpiri instant, Gionuțule, revenim cu datele. Începem cu piciorul sănătos, reperul, da? Bun. 283 de newton. Valorile exprimate aici sunt în newton. Bun. Exact ca și cuplul la mașină. La mașină, logic. Exact aceeași cuantificare o avem. Deci, 283 de newton forță pe quadriceps. 130 pe piciorul deci operat. Deci este sub jumătate piciorul operat ca forță? În mod normal, tot ce simți tu ca și jenă, țepături și așa, e absolut normal să fie așa, pentru că astea sunt sub. Deci de la 283 la 130 înseamnă mult sub jumătate. Ești undeva la sub 40. Cu 10 Nm sub jumătate. Da. Cu 10 Nm. Bun. Acum asta a fost quadricepsul. Da. Vorbim de bicepsul femoral. Ia să vedem, aici unde simțeam eu. Exact. Bicepsul femoral avem așa, 124 de Nm, 119. În mod normal, ai spune că, băi, relativ aproape, e ok. În cazul mare, e că e prost la ambele. Foarte jos. Deci, Jonuțule, treaba e în felul următor. I-am și recunoscut lui Ovidiu, eu îmi simt bicep și femurali, ăștia sunt, da? Sau femural, cum îi spune poporul. Îi simt foarte slab și se și vede când te uiți la piciorul meu din spate că nu e dezvoltat femuralul. Deci, wow. Și accidentarea, mare parte, a survenit pe fondul unei deficit de biceps femural. Bun, cât ar trebui să aibă în contextul meu? 90 de kg, 1,86, un pic sportiv, așa, un biceps femural. Din forța pe care o exerciți pe quadriceps, 70%. Deci un 70% din 283 ăla. Dar avem de lucru și asta ne ține în tonus, nu? Uauleu! Jonuțule, mulțumim lui Ovidiu pentru super cura pentru genunchescu de astăzi. Te pup, Ovidiule, Doamne ajută! Și ne revedem pentru că e clar că trebuie să mă întorc. Nu numai că nu am fost la toate ședințele de recuperare, Jonuțule, dar mai mult de atât, îmi dau seama că piciorul meu va avea nevoie de atenție de aici încolo toată viața. Îi mulțumim lui Ovidiu și pentru sticloanța de apă portabilă, pentru cheluțul, Jonuțule. Bă, ești iubit de toată lumea, bă. Iar noi decolăm către activitățile de Daily Vlogulescu, pentru că este luni, chiar dacă vremea este cringe, trebuie să muncim. Hai la treabă! Păi, Jonuțule, fie vremea cât de rea, fratele vostru se ține de treabă și pe ploaie și pe ninsoare. Iar noi suntem la primărie în Domnești, Jonuțule, acolo unde ne place să venim de fiecare dată când avem treabă, pentru a rezolva lucrurile în ordine și disciplină. Plină. Să scoatem fiscalul de la Canam și mai mult de atât, văd niște hârtiuțe aici care sunt despre înștiințare de plată, despre impozit, atât pe societățile comerciale, cât și pe persoana fizică. Jonuțule, așa că am să le întreb pe fete dacă se poate plăti cu cardul de firmă, dacă nu o să facă doamna Nicoleta un transfer din aplicația Homebank, Jonuțule. Și uite așa, venim la zi cu tot ce înseamnă lege. Legea este cea mai importantă, Jonuțule. Respectați-o și veți avea un somn liniștit. Hați. Toți, Jonuțule, iată-ne, ajungi la Cori acasă și n-am vrut să fac încheierea acestui vlog până când nu apucam să vă arăt pe ce am reușit să cheltui 20 de milioane, Jonuțule. Deci câteodată sunt chiar nebun la cap. Uitați-vă, vă rog frumos, trebuie să recunosc că am luat special pentru recuperarea cu Ovidiu Curti, Jonuțule. Astea sunt Nike-urile care se deschie singure. Fii atent aici. Și cântă, Jonuțule! Deci mi se pare că sunt exorbitant de scumpi, Jonuțule. I-am luat pentru că mi s-au părut foarte funny, dar în același timp nu cred că este o cheltuială care să întoarcă neapărat ceea ce oferi, însă trebuie să recunosc că mi se par și colorați și frumos, Jonuțule. Evident că duminică n-am avut stare și în momentul în care m-am dus să cumpăr acești șuți, Jonuțule, am făcut pe omul harnic și am luat și încă o pungă plină cu dulciuri japoneze, pentru că ne place să muncim, Jonuțule, ne place să livrăm content frumos și dacă v-am promis că o să facem un vlog separat cu toate dulciurile. Evident că nu ne ajungeau doar 7-8 câte cumpărasem deja, așa că am suplimentat porția de dulciuri japoneze, Jonuțule, iar astăzi, la sfârșit de vlog, ne apucăm să filmăm încă un challenge pe care o să-l vedeți joi dimineață, pentru că miercuri sunt toată ziua la marea finală Next Star și nu vom apuca să filmăm un daily. Așa că până un alta, nu uitați de subscribe, doream băba să aprindeți coțopelul pentru că am fiecare zi cu sorile trâmbițe, gălăgie și cea mai bună energie. Noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram CorileV, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.doriapopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante. Oh.